Claus Iohannis replici dure pentru Liviu Dragnea. Aflat la Bruxelles pentru summitul NATO, președintele Claus Iohannis a comentat scurt amenințările coaliției PSD-alde privind o eventuală suspendarea sa din funcție. Aș răspunde cu un singur cuvânt aici. Obsesie. Claus Iohannis a lansat un tir de critici la adresa lui Liviu Dragnea, afirmând că liderul PSD și-a luat o pălărie prea mare și nu face față, astfel că i s-au terminat argumentele politice și acum începe cu atacuri la persoană, la familie. Nu sunt implicat și apucături dictatoriale n-am avut niciodată, nici nu-mi propun să am. Este între timp, mai mult decât evident, că omul și-a luat o pălărie prea mare, nu face față. Cu această pălărie prea mare, lui Dragnea i s-au terminat argumentele politice. Și începe cu atacuri la persoană, atacuri la familie. Liviu Dragnea a afirmat miercuri seara la Antena 3 că președintele Claus Iohannis ar fi implicat direct în condamnarea sa. Președintele PSD susține că are informația de la un ofițer SRI care ar fi participat la o discuție referitoare la un judecător dispus să-l condamne.